tare! Vacanța de iarnă a fost cea mai așteptată de fotbaliști și nu doar. Aceștia au reușit în această perioadă să se odihnească și să revină în campionatele unde evoluează. Haideți să vedem cine și unde s-a odihnit! Internaționalul Vitalie Damașcan și-a petrecut sărbătorile de iarnă pe coasta sud-estică a Golfului Persic, Emiratele Arabe Unite. Atacantul a cucerit valurile din Dubai alături de cei dragi. Portarul Dorian Raelean împreună cu prietenul său Vadim Rață și soția sa Oxana au ales ca destinație Țara Faraonilor, Egipt. Moldovenii se reunesc în orice colț al pământului de sărbători. Jucătorii naționale Ion Nicolaescu și Artur Crăciun împreună cu soțiile au sărbătorit Revelionul și Crăciunul în Israel, Ierusalim. La altitudine, alții la munte sau acasă cu familia. Așa s-au odihnit fotbaliștii din Superliga. Aceștia au recunoscut că s-au odihnit bine și acum sunt gata pentru partea a doua a campionatului. Am reușit să mă pregătesc individual, am petrecut mai mult timp cu familia și duminică cu Zimbru am meci amical. Da, simt pregătit pentru că acum merge și pregătirea pentru campionat. Toți seri de la noi doar să muncim pentru că suntem gata. Doar acasă am stat, am fost în Chișină, nu am plecat nicăieri. Ai reușit să te restabilești pentru partea a doua a campionatului, sunteți gata de luptă? Da, recuperarea era destul de lungă, dar acum sunt bine și am intrat în lot, în pregătire. Acasă am trecut. Acasă? Da. Așa? Dar de voi? Tot acasă. S-a întregit Petrocubul cu jucători noi. Sunteți gata de partea a doua a campionatului? V-ați reîntregit, sunteți în forță? Da, suntem gata de a doua parte a campionatului. Credem că așteptăm rezultate bune. Vacanța de iarnă am fost la Egipt. Da, cu familia. Ne pregătim, pentru că ne așteaptăm în viziunea mea un campionat interesant și ca să aducem cât mai mulți spectatori, atât în tribune, cât și la televizor, dacă se mai difuza meci. Foarte bine am petrecut în familie, acasă, simplu de tot. Dar ce ține de a doua parte a campionatului, desigur sunt gata, mereu sunt gata pentru orice. Mie mi-a spus cineva că ai fost în Barcelona. Da, am fost. Și cum a fost? Super. Îți dai seama, studiam. Cu cine ai călătorit? Cu prietena. Îți dai seama. Ia filmați-o de acolo. Ne dăm seama că am sărbătorit frumos, dar tu cum ai sărbătorit cu cine? Eu cu... Tenerife, Maldive, Dubai, hai, urmești. Alături de familia mea, am călătorit împreună în Italia. Oh, frumos. Îți dai seama, studiam. Ce oraș ați vizitat în Italia? În Veneția. Așa. Am fost... Pe gondolă frumos te-ai... Da. La moment sunt în pregătire și sper că până la începerea campionatului o să fiu în cea mai bună formă și o să-mi ajut echipa. Unde v-ați odihnit în această iarnă, domn Plătic? Fotbaliștii din Superliga au recunoscut că au reușit să se întărească în această perioadă și sunt gata să lupte pentru titlul de campioană a Republicii Moldova. Vă așteptăm în număr cât mai mare atunci când încep meciurile din Superliga pe 11 martie în teren pentru a ne susține echipa favorită. Cu voi a fost Olivia, data viitoare ne vedem tot aici, la Firul Ierbii.